Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la o nouă emisiune. În această seară vă propun o discuție pe jumătate politică, pe jumătate administrație și poate, dacă vom reuși, în ultima parte și despre acest nou scandal în România vis-a-vis de cele două coduri care urmează să intre în vigoare peste doar câteva ore. Invitatul meu nu e o figură, să spun, nouă la emisiunea mea. Am mai fost, însă am considerat că subiectele pe care am dorit să le abordez în această seară se pliază bine pe el. Așa că l-am adus în fața noastră pe Adrian David, prim vicepreședinte UNPR Hunedoara și consilier județean. Bună seara, Adi, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit din nou, Nicu. Bună seara, telespectatorilor. Sper să avem o discuție interesantă din nou astăzi și dacă mai vin de câteva ori la tine emisiunea, trebuie să îmi dai un titlu de invitat permanent. Se spune vorba lui Tașcă și David. Da. Ar fi ceva. O să discutăm și despre acest lucru, sigur, în privat, după ce vom termina discuția din fața telespectatorilor. Vreau să te întreb, în primul rând, despre subiectul politic al acestei săptămâni și mă refer subiectul politic în județul nostru, să spun așa, sau în Valea Jiului, mai mult, că nu știu dacă la Deva e așa o mare discuție. Se referă la trecerea senatorului Harambe Vochițoiu de la PPDD, un partid care înțeleg că deja există tot mai puțin, la UNPR. Da. Dintr-o greșeală, colegii mei au spus pe UNR. O să vorbim după aceea și dacă există o legătură între... Cine știe, dar poate n-a fost chiar o greșeală. Sigur, literele sunt aceleași. Potriveala e diferită. Eu mă bucur că avem în persoana domnului Harry Vochițoiu un coleg. Este un câștig pentru partidul nostru. Noi nu avem un alt parlamentar în județul Hunedoara. Astfel, eu consider că prin achiziția asta, dacă vrei, sau dacă mi-e permis, cred că o să avem un sprijin în plus la București pentru proiectele în care încercăm să le dezvoltăm în vale. Am remarcat că domnul Vochițoiu este destul de vocal, am urmărit cu oarece atenție activitatea dânsului în Senat și am fost și colegi în Consiliul Județean pentru o scurtă perioadă de timp, da, pentru câteva luni. Aștept întâlnirile cu dânsul și ședințele. Dar situația e clară, deci a trecut. Dânsul a anunțat într-o emisiune televizată la Deva acum câteva zile, când începem cu 3 februarie, cred că e luni. Dacă nu încep, de fapt, lucrările efective, dar considerăm că este deja lucrurile sunt rezolvate. Este membru UNPR. Acum, discuția asta am mai auzit-o în mediul politic, am auzit-o de ceva timp. Negocierile se purtau pentru că datorită faptului că plecau destul de mulți membri ai PPDD către alte partide, s-a urmat să dizolve grupul parlamentar și în Senat și în Camera Deputaților și atunci, sigur că nemai având un grup decât să fie neafiliați, au ales și eu zic că ales bine în ce sens. Noi suntem oameni serioși, dacă și sunt convins că interesele noastre converg spre același lucru, se poate baza pe ajutorul nostru și mai mult decât pe ajutorul nostru ca și colegi de partid, se poate baza pe ajutorul colegilor din USL. Pentru că odată cu intrarea, cu semnarea unui acord cu UNPR-ul, noi suntem practic membrii Asta vreau să spun USL. Pentru telespectatori, grupul UNPR. De la Senat, al UNPR-ului, este lipit, să spunem așa, de grupul senatorial al PSD-ului. Da, la sfârșitul anului trecut s-a semnat un acord de colaborare. Bine, adevărul este că aveam foarte puțini senatori și noi la începutul acestui mandat. Și acum aveți ceva mai mult, Da. Uite, vorbim de... Da, deci nu am avut un grup parlamentar propriu. Întotdeauna a fost lipit de PSD, pentru că noi am ajuns prin alianța de centru-stânga în Parlamentul României alături de PSD. Și chiar dacă s-a mărit ulterior grupul parlamentar, au ales să continue. Aș spune că UNPR-ul este acum un nou DMR. DMR a fost obișnuit până mai de ună să fie tot timpul la guvernare. Acum înțeleg că UNPR-ul e acest... Eu să știu că mă uit cu respect la colegii noștri din UDMR. Mai ales la cei care reprezintă la nivel central partidul, sigur, pentru că au avut au avut oameni serioși foarte bine pregătiți, oameni care au știut să-și impună punctele de vedere. Eu zic că au reușit
deși au, nu au avut niciodată mai mult de 8%, au reușit să-și impună... Au avut miniștri, au da. Avut... Pe lângă acestea, au reușit să legat de învățământul în limba maghiară, legat de... Bun, eu de cred toate... că lucrurile astea țin și de o societate modernă, dacă... Nici nu se pune problema, doar că dacă nu ar fi fost ei oameni incisivi, acolo? Cu siguranță că nu ar fi reușit să obțină atât de multe pentru etnia pe care o reprezintă. Deci, încă o dată, îi respect și mă bucur că ne consideri unul... Pe nu, noi sper să ne ridicăm da, unicul nostru. Acum nu era, cum să spune, un compliment neapărat. Era o constatare pentru că se pare că lucrurile merg spre această chestiune. UNPR a fost și în guvernarea trecută, a fost până în când, mai 2012, cât să spun bine, a fost în guvernare, a rămas și după aceea și uite că și în nou mandat acum 2012-2016 a continuat să fie acolo. Nu e puțin lucru, adică denotă o capacitate de negociere și de un simț politic foarte bun. Eu zic că asta e, cum zic eu, fundamentul unui partid. Asta e ideea principală, să rămân, să fii la guvernare. De nou ni s-au pus tot felul de sintagme în spate, inclusiv de cei cu care astăzi avem acorduri de colaborare și ulterior de cei de alții, că nu reușim să ducem lucrurile, știu, până într-un anumit punct, că am schimbat macazul atunci în mai, alături de, ne-am despărțit de PDL și tot ce pot să spun eu este faptul că întotdeauna în acești 3 ani de existență ai UNPR-ului nu am ales să stăm pe margine niciodată, pentru că se putea atunci când a fost răsturnat guvernul Ungureanu, puteam și noi să treceți în opoziție. Da, să trecem în opoziție, însă eu nu văd ca și un act de, eu știu, de a coti la stânga sau la dreapta, ci eu văd pur și simplu o nevoie de a continua proiectele pe care ți le-ai propus. Marele proiect al UNPR-ului, pe care eu sper să-l realizăm vreodată, cât de curând, este impozitarea marilor averi. Pentru că în Europa există 2 curente din punct de vedere economic, una... Impozitarea cu impozite foarte mari, adică... Nu neapărat foarte mari, doar o scară diferențiată. Deci o cotă unică să păstreze pentru toată lumea, să spunem, iar pentru cei care au averi semnificative, să fie o suprataxare a acestora... Da, cum e în toate țările, în special în țările nordice. Da, în Scandinavia se practică acest lucru. Bine, ei nu au o cotă unică de impozitare. Ei au impozit gradual, așa cum am avut noi până în 2005. Dar, cum, poate pot să pară puțin ignorat, însă care e doctrina UNPR-ului? Adică, unde se situează? Suntem un partid de centru-stânga. Un partid aproape de PSD acolo. Practic din PSD ne-am și desprins. Da. Eu nu știu de ce nu se face o reunire acum. Eu cred că este așa cum ai sigur intuiești, este o chestiune de negociere politică. Nu este altceva, pentru că funcționează foarte bine. Dar acum domnul Oprea e vicepremier, adică mai mult de atât ce ar putea obține? Păi nu, ideea este să-și păstreze identitatea partidului. Pentru că atrage în jurul său diferite forțe politice prin membrii noi, și în Parlament și în teritoriu, și crește astfel forța USL. Nu altă... Da, așa. Bun, dar și sub umbrela PSD s-ar putea descurca, cred că lucrurile asemănător. Nu cred că ar fi diferențe fundamentale. Nu sunt în măsură să... Eu știu, absolut, pot, doar absolut, pot să spun cum funcționează lucrurile la noi în județ. Eu sunt destul de tânăr în politică. Da. Asta trebuie să-l trebuie pe domnul Rudeanu. O să ne întâlnim cu dânsul. Sigur știe mai multe, da. Bun, acum aveți un senator, e clar că lucrurile capătă greutate și cred că dacă ar fi să faci o analiză, este unul dintre partidele mici, așa cum se spune în teoria politică, care a reușit. Sigur, a fost acest exemplu al PPDD-ului care, uite, că n-a durat foarte mult și s-a destructurat. Și e exemplul UNPR-ului care, micuț acolo, cu câteva procentuțe, rezistă și își face jocurile. Acum aveți un senator, aveți o reprezentare parlamentară, mă refer la județul Hunedoara, evident. Ce urmează? Ce crezi că se va întâmpla? Adică, crezi că veți reuși să aduceți alți parlamentari de Hunedoara? Nu știu dacă... Nu avem un plan, din câte știu eu. Deci s-a discutat în biroul politic, nu este în plan, să spun, racolarea de noi parlamentari. Sigur că nu o să ne opunem dacă vreun parlamentar din județul Hunedoara vrea să vină la UNPR, nu o să închidem ușa în nas. O să discutăm, o să vedem ce are de gând cu viitorul său politic în mandatul care... Este deja la jumătate, nu? Aproape. Aproape jumătate. Da. Și în măsura în care avem idei comune, putem discuta multe.
La fel este și cu domnul Vochițoiu. Cred că o parte din proiectele pe care dânsul și le-a făcut publice în diferite rânduri se pot plia în jurul programului USL. Eu, sincer, mă bazez pe faptul că este un om foarte hotărât, în sensul că, din ce am văzut, eu nu se dă ușor bătut. Nu se dă ușor bătut și eu asta sper să fie un câștig pentru USR în general și pentru oamenii care se uită la noi, că despre dânsi este vorba acum, nu despre Vochițoiu, despre David sau despre... Important este să rămână ceva după noi, să se vadă că, uite, au fost ăștia, au făcut asta, asta și cu asta și cu asta. Înțelegi, dar știi că se vehicula acum câteva săptămâni trecerea domnului Vochițoiu la PSD, de unde de altfel a și plecat în urmă cu... Pot să fiu sincer. Eu sunt convins că a negociat cu... Cu restul partidului parlamentar. Probabil că cu UDMR-ul n-a negociat. Da. Dar eu cred că a negociat cu tot spectrul USL. Și e și firesc, mă, de altfel. Adică, da. Eu cred că așa e politica, arta negocierii. Nu? Da. Dânsul zice că asta și a fost motivul pentru care a părăsit pe PDD-ul, că nu mai putea să-și continue proiectul politic în situația în care se dezbină lucrurile. Da, spune-mi, uite, asta chiar nu știu. Există o organizație UNEPR la Petroșani, de exemplu? Da, există o organizație UNEPR. Și cine e șef acolo? Aono Friese. A, domnul Cugara. Da, da. Șeful Gării, da. Șeful Gării. Ce scuze, a spus domnul Cugara, dar da. Așa mi-a venit acolo. Domnul șeful Gării, Petroșani. Nu avem o organizație foarte activă. Noi, am mai spus-o și în emisiune la tine, ne coagulăm acțiunile în jurul USR, așa domnul cum este locul. Va funcționa? Adică, la care organizație va fi? Hai să-l lăsăm să vină. Păi să nu, da, ar fi interesant de văzut. Nu știu ce... Da, probabil, nu știu ce a negociat. Probabil că îi se va oferi un post, poate chiar postul meu, de prim vicepreședinte, sau poate chiar de președinte, având în vedere că are o funcție totuși înaltă. Îl oferi ca pe tricou la echipele de fotbal? Nu, de ce? Este o competiție în partid. Bun, și eu am fost ales de către colegii mei. Sau... Nu știu. Deci noi nu am avut... Toată procedura. Sunt la curent, chiar azi am avut o discuție cu președintele și am zis, ok, ce urmează? Vine omul, vine. Da, se va coordona activitatea din Valea Jiului, va coordona activitatea pe tot județul, aveți vreun plan. Nu știu, stai să vină, să vedem, să ne punem la masă, și să urmează. Deci cu siguranță o să ieșim în presă și o să spunem ce avem de gând, că asta e și ideea. Voi să ne urmăriți, să ne spuneți, ați făcut, n-ați făcut. Da, fost bine formulat sau n-a fost bine formulat, că acum și aici deja avem o oarecare expertiză. Spuneam mai devreme că, dintr-o eroare, colegii mei au scris pe UNR într-un material. Există vreo legătură cu acest partid? Nu, mi-ar fi plăcut, pentru că pe UNR, pe care eu mi-l amintesc, au fost oameni politici foarte puternici. Trebuie să spunem pentru respectori, pe UNR a fost Partidul Unității Naționale a Românilor. Vatra Românească. A funcționat, da. A fost Gheorghe Funar, fostul primar al Clujului, a fost președinte, după aceea... Valeriu Tabără. Da, a avut miniștri, a fost la guvernare în mai multe coaliții, în celebru, denumit deja în literatura de specialitate, patrulaterul roșu, cred că se numea formula de atunci. A avut miniștri, a fost un partid cu o sorginte naționalistă, mi-amintesc, destul de puternică. Da, și noi avem, dacă ne uităm în titlu, și noi suntem non-naționaliști în extrem, doar un partid național care promovează valorile naționale. Mi-aduc aminte de domnul Funar, că a candidat la președinție, că chiar din partea PNR, și a venit în studio cu trei parare de culori diferite, evident, care formau tricolorul. Parele, drept că erau din acelea de plastic foarte ieftine. Era un altfel de show atunci. Nu cred că se mai regăsesc între, nu știu, cel puțin se regăsească dintre membrii UNEPR, foști membrii pe UNR. Nu cred că... Și doctrinar? Adică ziceai că nu, sorgintea asta naționalistă nu... Nu e naționalist, e un partid național, de Uniune Națională. Promovează valorile naționale. Patriotismul... Naționalismul e mai mult decât... Suntem un partid de centru-stânga, nu de stânga-stânga. Naționalismul... Deci naționalismul... Naționalismul prost înțeles duce la xenofobie și la elemente de extrem. Și conform teoriei inițiale a politicii, naționalismul era undeva la dreapta, nu era deloc la stânga. La stânga era dimpotrivă cosmopolitismul acesta, interferența, toleranța cu minorități. Păi tocmai de asta, suntem un partid național. Lucrurile s-au schimbat acum, pentru că și mi-amintesc acum că și Ceaușescu în ultimii ani o dăduse pe naționalism. Deși era de stânga, clar. Deși era comunist, ar fi trebuit să fie clar pe partea cealaltă. Deci, există un naționalism, eu zic, pe care
trebuie să-l nutrească în fiecare dintre noi, că suntem români, că suntem albanesc. Dar normal. În sensul că trebuie să ne iubim țara, să ne iubim valorile naționale, de lângă noi. Dar dacă îl înțelegem prost, atunci... Ajungem la nasări. Păi, ajungem la martie 90 la Târgu Mureș, exact la martie 90. Și la alte chestiuni care nu cred că... Eu mă bucur că am trecut cu bine și zic eu destul de repede peste aceste momente tragice pentru români, pentru România în general. Și mă bucur că astăzi trăim într-un climat european, civilizat, în care ne respectăm. Crezi că dacă n-am fi fost în Uniunea Europeană... ar fi existat acest filon, ar fi continuat să existe, uite, și continui ideea, spun că, uite, acum zilele trecute, cred că ieri, PRM, Partidul România Mare, a ținut, după multă vreme, o conferință de presă în municipiul Petroșani. N-am fost acolo, spre rușinea mea, dar m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus despre această conferință, am citit dimineața în presă, că oamenii sunt hotărâți, vor să... reia activitatea, să strângă semnături pentru candidatura lui Vadim Tudor. Bun, dar crezi că partidele acestea de lider, adică PRM-ul cu Vadim Tudor, deși acum nu mai știu, că am înțeles că sunt și alții care sunt la PRM, care l-au renegat pe Vadim. Și... Funar, am zis că da, așa, exact, că tot vorbeam mai devreme de domnul Funar. Da. Crezi că mai prinde astăzi o astfel de chestiune? Iarăși aș vrea să mă exprim plastic, eu cred că sunt pe ultima 100 de metri. Aici vedem astăzi, avem exemplu PRM-ului, avem exemplu PDL-ului, care este tot un partid, da, are un partid cu o locomotivă foarte puternică, care reușește, de lider, da. Da, care reușește să pună în umbră, chiar dacă sunt mai multe nume mari în partidul ăsta, aceste mici contre care sunt mai mari, contre care le au ei între ei, face ca partidul să slăbească încet, încet. Astăzi, că doamna Udrea, celebra Elena Udrea... Încă 15 deputați au plecat la Mișcarea Populară. Dar bun, asta e un exemplu într-o altă scară, să spunem, da, față de PRM. PRM-ul nu mai e partid parlamentar. Și noi ne numărăm unul dintre aceste partide de lider, prin Gabi Oprea. Pentru că ceilalți doi copreședinți, erau trei copreședinți inițial, au plecat. Nu mai sunt oameni politici. S-au retras. Da, unul este consilierul președintelui Băsescu și celălalt are Ilie Sârbu. Domnul Cristi Diaconescu. Da, și domnul Sârbu are o funcție undeva în Banca Mondială, dacă am înțeles eu bine. Și nu mai funcționează. Și ne-am transformat într-un partid lider. Alături de președintele Oprea, cel mai, eu știu, om cu cea mai mare interfață este primarul Onțan, care... Uh-huh. Eu zic că reprezintă, dânsii reprezintă partidul la nivelul cel mai înalt. Bine, Anghel Iordănescu, dacă vreți, este un... Acum, eu înțeleg că domnul Iordănescu s-a întors la federație, acum nu știu cum le mai îmbină. Da, mă rog, asta zic, activitatea dânsului este cunoscut printr-o activitate altă decât politică. Bun, da, și partidele acestea cu filon naționalist, crezi că vor mai prinde vreodată în România? În ciuda, că am înțeles linia ta, ideea ta, există discuția asta acum că odată cu Uniunea Europeană se vor omogeniza lucrurile între națiuni, dar eu cred că exact sentimentul ăsta de unitate între statele membre ale Uniunii Europene exact acest sentiment va menține naționalismul proaspăt. Da, și eu cred, bine, nu e cazul României încă, nu. Dar probabil că va veni și vremea aceea, nu știu dacă noi vom mai fi. Nu știu, dar aici s-ar putea să fim, pentru că dar dacă ne uităm în țările din vest, există partide... Nu, asta vreau să spun că partidele naționaliste vor redeveni puternice, după părerea mea, în momentul în care vor veni foarte mulți imigranți. Ele deja vor apare și, eu zic că deja au apărut și luăm exemplu Franței, unde Le Pen e încă puternic, da, să spunem așa, și parcă e într-o creștere oarecare. Pentru că există această teamă a băștinașilor, a celor care sunt din țara respectivă, față de cei care vin în țările respective. Și cred că în țările nordice va apărea foarte curând o astfel de mișcare destul de puternică, pentru că acolo vin foarte mulți imigranți din țări non-UE, din afara Europei. Da, e un curent de migrare... Pentru că nivelul de trai e foarte bun acolo și că nu e cazul nostru, da? Din păcate. De aceea spun că încă n-a venit vremea, dar știi cum se spune? Că în vremurile de criză cresc partidele extremiste. Și întotdeauna. Și partidul naționalism exacerbat cred că se încadrează bine acolo. Da, cel mai bun exemplu avem în anii 30, după marea
Marea depresie economică. Marea criză. Marea criză economică sau nu ieșit la iveală în toată Europa, mai ales în Germania. A venit domnul Hitler, care a făcut ravagii. Facem o scurtă pauză, domnilor și domnilor, după care revenim să discutăm și mai altceva decât politică, evident, administrație. Pauză. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, pe perioada pauzei am discutat lucruri interesante pentru că ne-a rămas mintea la Adolf Hitler, ce vorbeam înainte de pauză. Sperăm să nu fie cazul să discutăm vreodată despre așa ceva la nivel de actualitate. Cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult în acești ani care s-au scurs din 1945 încoace, dar niciodată să nu zici niciodată, spune un celebru proverb american. Aș vrea să trecem, Adi, la Consiliul Județean și am văzut în presă că au fost, să spun, reacții neplăcute sau nemulțumite de banii care au venit de la Consiliul Județean și chiar voi, consilierii județeni din Valea Jiului, ați fost urecheați, să zic așa, că nu v-ați bătut suficient. Da. Cum stau lucrurile, de fapt? În două vorbe, să spunem. Am avut o ședință, o ședință extraordinară în 11 ianuarie, prin care au venit cam 220 de milioane de lei de la guvernul României pentru a fi distribuiți către primării, pentru plata arieratelor sau pentru coplata unor proiecte comune cu Consiliul Județean. Și acești bani au fost distribuiți funcție de arierate, funcție de starea economică a fiecărui oraș în parte. Scuze-mă, să facem o paranteză. Bun, dar de ce trebuie să ții cont la împărțirea unor astfel de bani de plata arieratelor? Arieratele, dacă o primărie are arierate, înseamnă că cineva acolo ori n-a gândit bine, ori nu e profesionist. Da, doar că legea așa ne obligă. Acești bani se duc strict pentru plata arierată. Asta încurajezi, lipsa de performanță. Cei care au avut tangență cu administrația știu cum se planifică banii, că sunt, practic, bugetul este o proiecție. Noi nu sunt bani în conturi. Noi estimăm că vom aduna, nu știu. Bani pe care cheltuim în acest Exact. În momentul în care noi am estimat, să zicem, 1000 de lei și am strâns doar 800 de lei, rămân, că noi ne planificăm să cheltuim 1000 de lei și facem proiecte în sensul ăsta. Și rămân 200 de lei descoperiți. Acești bani sunt arierate. Nu e neapărat vina, poate că e vina mea ca și administrator că nu am știut să prevăd mai bine. Poate că este vina celor cu care colaborez eu de la administrația centrală. Poate că este, mă rog, sunt mai multe variante. Sigur, poate cazul aninoase ar fi mai de înțeles, că tu ești din aninoasa. Dar sunt alte cazuri. Deci bănuții ăștia care au venit de la guvern pot fi folosiți strict pentru plata arieratelor și pentru coplăți în proiecte mari. Pe lângă acești bani, care vin din cote defalcate de TVA, mai vin o parte din cote de 18,5% din impostul pe profit, care merg tot așa, pentru proiecte în infrastructură. Și pe lângă banii care am dat noi, finanțele, pe bază unui algoritm foarte clar, bazat pe numărul de locuitori, numărul de locuitori, suprafața orașului și cât de bine stau la gradul de încasări ale taxelor și impozitelor, mai primesc sume de bani. Dacă tot ai amintit de aninoasa, de la Consiliul Județean, practic de la Guvern prin Consiliul Județean, au primit 500.000 de lei și de la ANAF au primit aproximativ 800 de lei. Bani care să... 800.000 de lei, da. Deci în total 1.300.000, 13 miliarde de lei vechi au primit 500.000 de lei pentru arierate și banii de la ANAF pentru echilibrarea bugetului. Bani care nu salvează aninoasa, cred. O mai ajută 8, cât au? 8 milioane de lei, eu cred că au arierate. 80 de miliarde de lei vechi. E o sumă. Deci 500.000 cam nu rezolvă. Am fost acuzat că am adus bani mai puțin în vale decât trebuie. De exemplu, municipiul Petroșani, nu mi-aduc aminte exact, dar a primit undeva, nu știu, 3 miliarde de lei vechi. Mi se pare așa aproape jignitor. Petroșani nu înregistrează arierate. Păi da, dar eu zic că e de bine acum. Da, cum este foarte bine. Toată adică stima. E meritul edilului șef. Păi, dar banii ăștia, dacă nu avem ce echilibra.
A, deci, și dacă, asta spun, mie nu sună bine și cred că telespectatorii îmi dau dreptate. Cu siguranță, dar că, nu este vina noastră ca și consilier că legea așa este făcută. Dacă un om gestionează bine o comunitate, să nu primească bani. Mai din potrivă, ar trebui să fie premiat. Banii de la ANAFI primește oricum. Păi doar că neavând dezechilibre în buget, nu ai unde să-i dai bani, n-ai pe ce să-i dai bani. Ei au, administrația din Petroșani a accesat un credit pentru dezvoltare, deci nu au nevoie de bani de la Consiliu acum. Nu știu. Dar vor avea la anul, că nu mai trebuie să dea din ce aveți să dea înapoi. Atunci asigur că vor primi mai mulți bani. Cei mai mulți bani în Valea Jiului au primit administrația din Vulcan și din Lupeni, câte 7 miliarde de lei vechi, și Lupeni au mai primit de la ANAF încă 3 milioane, deci bun, încă 30 grosul, de miliarde. Grosul, adică unde s-a dus? Sunt la 270 de milioane? Sunt 70 de localități, cred că am greșit, cred că sunt 22 de milioane. 220 de miliarde, am greșit eu. Da, nu, am din viteză. Sunt 69 de localități în județul Hunedoara, 80% dintre ele sunt în mediul rural. Și acolo s-au dat mai mulți sau mai puțin? Acolo sunt și arieratele mai mari. Sunt arieratele mai mari. Dar nu s-au dat mai mulți decât în Valea Jiului. Deci, dacă nu s-au dat sume mai mari de 700 de mii de lei? 900 de mii de lei s-au dat la Hațeg. Și la... Nu, 900 de mii de lei s-au dat. Față de 300 de mii la Petroșani, de 3 ori, suma la Hațegul este într-o situație dezastroasă, din punct de vedere financiar. A fost lăsat așa de fostă administrație. De domnul Timiș. Au de plată, ei sunt în orice moment în executarea silită, deci în pas de executarea silită. Asta pot să spun că stau relaxați. Paradoxal, vezi, acum spui despre alții, nu s-a vorbit. Eu citesc de ani de zile, în fiecare zi, toate ziarele care apar, dar n-am văzut un rând despre Hațeg niciodată. Despre situația aceasta despre care vorbești. Care treabă. Doar că actele vorbesc de la sine, nu e o invenție. Adică nu domnul președinte Moros n-a zis cui să dau. Și acolo și pe un primar nou, acum a venit de un an și ceva. Da, domnul Goia. Da. Care a fost comandantul poliției. Eu zic că, având în vedere că banii nu ajungeau nicicum. Deci nu erau suficienți. 22 de milioane. Nu erau suficienți pentru nimeni acești bănuți. Bun, dacă nu poți să dai toți unei singure administrații. Acum aveți și au încercat o împărțire așa. De ce am dat mai puțin bani în Valea Jiului decât ar trebui? Că am citit un coleg de-al tău din presă, Cătălin Doce, zicea, sunt 33% din locuitori în Valea Jiului, trebuia să primească 33% din bani. Da. Păi da, au primit vreo 28% din bani. Și Consiliul Județean a mai luat un credit de 40 de milioane de lei, din care 22 de milioane vin în Valea Jiului, pentru drumuri. O să vorbim și despre asta, hai să nu plecăm de aici de la bani. Care echilibrează și încă de două ori peste suma pe care au primit-o. Bun, da, și banii ăștia, poate primarii stăteau cumva, se gândeau, dom'le, dă și Consiliul Județean o sumă de bani importantă, uite, a dat la Hațeg 900 de mii, poate îmi dădea și mie 1 milion, zic. Eu încă o dată spun, banii n-au ajuns nici la Hațeg, n-au fost suficienți și acolo ar fi trebuit mai mult și la anii noastre ar fi trebuit mai mult și la Petroșani. Nu, eu dar mie mi se pare că la o comunitate cum e municipiul Petroșani, nu că sunt eu implicat aici, dar 300 de mii de lei la o comunitate cum e municipiul Petroșani? Mai să mai primească aproximativ... E aproape jignitor, știi, adică... Da, o să mai primească aproximativ 1 milion de lei, cel puțin anul acesta pentru drumul din Barâng. Bun, hai să vorbim, că văd că vrei să mă duci aici la drumul... Încă o dată, am avut banii ăștia de distribuit și eu trebuie să ținem cont de toate aspectele. Bun, dar știi că în fiecare an, acum tu ești mai de curând în Da, dar știu că fiecare an sunt. În fiecare an a fost discuția asta. Fiecare, și în o să fiecare, fiecare an au fost nemulțumit. Da, dar eu am preferat, că m-am dus și eu supărat, nu? Când am ajuns la Consiliul Zonă, uite... Când ai văzut acolo, aninoasa totuși a luat bine. Da, a luat destul de bine față de Petroșani. A luat cât a luat Uricanu. Uricanu a luat mai mult decât Petroșani. Nici Buhăiescu nu-i mulțumit. Am fost... Nu este mulțumit. Nimeni nu este mulțumit, înțelegeți? Păi asta spun. Deci asta mi se pare paradoxal. Dar atunci am preferat, am avut două variante. Să mă lupt pentru încă 3 miliarde acolo, 2 miliarde acolo sau să mă lupt pentru implementarea proiectelor care valorează 20 de milioane de lei. Nu? Bun, hai să trecem. Știu că aici e punctul foarte... Chiar am văzut și astăzi în presă și știu și declarațiile domnului Balin și știu că și tu ești adeptul acestei teorii, să se investească bani în infrastructura din Valea Jiului. Este acest proiect, drumul înspre Parâng. Înspre Parâng, chiar înspre Parâng, aș spune, chiar până în Parâng. Chiar astăzi am avut o ședință de Consiliu în care am aprobat achiziția de
studiu de fezabilitate pentru... Care am înțeles că se va face destul de repede și undeva în primăvară... Avantajul este că... Banii există, da? Există banii, da, clar, banii sunt finanțarea accesată. Păi există 20 de milioane de lei pentru toate drumurile din... toate drumurile din, uh-huh. din Valea Jiului. Știu că vreo 7 milioane merg... Știu că vreo 7 milioane merg la Strașa. Uh-huh. Și în funcție de studiul de fezabilitate, vor, din cele 13 milioane care rămân, se vor aloca bani. Pentru că eu zic că nu depășește suma asta. De 13 milioane? Nu depășește suma asta. Nu, dar nu era un milion, părea puțin oricum. Păi nu, am zis pentru prima fază de proiectare, pentru... de studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate 20.000 de lei, atâta costă. Avantajul este că există un proiect mai vechi pe care se pot plia. Ce inovații vrem să aducem noi? Vicepreședintele Balint a sesizat foarte bine că există trei zone în care se intersectează drumul cu pârtia. Și se va face supra-traversare. Se va face trei supra-traversare. Eu zic că va arăta futurist așa. Probabil, dar important este să se schieze și să nu... Dar nu e ceva de rău. O stațiune turistică trebuie să aibă și astfel de elemente. Adică deja avem o supra-traversare la Straja. Arată bine. Nu e gata, dar arată ok. Traversarea care face legătura dintre Pârtea Constantinescu și Pârtea de sub gondolă. Este gata doar pe jumătate. Este bine că e gata, și atât a făcut. Sper că anul viitor să... Eu cred că acest drum, dacă se va face, înțeleg că se va face. Deci 100%. Nu mai există niciun semn al întrebării. 100%. Se va face, va fi un mare imbol pentru stațiunea Parâng. Pentru că există această mentalitate la noi, la români, să spun așa, de a merge cu mașina până acolo, în buza cabanei, să nu cumva să te bată vântul pe telescaun sau să se miște telegondola. O să fie dezamăgiți puțin cei care... Că am înțeles că și eu mai practic, să fiu sincer, nu. Circulația va fi restricționată, va fi restricționată la cei care au cabane. Dacă au cabane și nu sunt declarate ca și pensiuni, vor primi un singur loc de parcare. Dacă au declarată punct de lucru acolo, vor primi câte camere au trei locuri de parcare. În special sunt făcute pentru iarna, pentru aprovizionare. De asta avem nevoie de drumul ăsta, să lucrăm cu telescaunul și vara pentru construcții, pentru dezvoltare. Sigur, va fi, eu zic că va fi extraordinar când va fi gata, mai ales dacă va arăta impresionant, așa cum îmi imaginez deja. Da, sigur va arăta bine. Eu am un prieten de-al meu, chiar s-a apucat acum vreo 2 ani de construit în Parâng, o mică căpănuță pentru familia lui, și se plângea de cât costă transportul, pentru că drumul este foarte anevoios, ai nevoie de mașini foarte performante, care costă foarte mulți bănuți, ajungi la 3.000 de lei un transport de... piatră sau de nu știu ce, o mașină prin acolo. Ca să nu gândești o construcție. Da. Dar așa dacă ai accesul mai facil... Păi și eu acum, dacă îmi permiți așa ca o paranteză, eu cred că acum nu ar fi trebuit omul să-și construiască, pentru că înțeleg că sunt suficiente cabane de vânzare în masivul Parâng, așa că... Da, dar avea o concesiune și trebuie să-și concesiune. Bun, și să vorbim, deci înțeleg că va fi și drumul Straja, să va trage în sfârșit acel... covor intră, de uzură. Intră în reparații capitale drumul din Strașa. Adevărul e că când am fost eu ultima dată pe el, simțeam nevoia și de o reparație capitală. Cu siguranță se va finaliza cu stratul de uzură, adică să nu mai pățim ce am pățit acum vreo 7-8 ani. Dar cum s-a putut să se construiască un drum și să rămână fără să nu se toarne stratul de uzură? Adică mi se pare puțin hilar așa. Nu au mai fost bani pentru stratul de uzură. Păi și de fapt că drumul ăsta nu e de la alterie. Nu știu exact cum s-au făcut calculele acolo. Firma care a executat lucrarea a intrat în insolvență, poate și asta a contat. Este și, cred că, în faliment aproape de finish. E vorba de drumurile județene. Deci nu știu exact cine a greșit, cum s-a făcut acolo. Acum a fost o poveste. Cert este că n-au mai fost bani pentru statul de uzură. Probabil n-au calculat cum trebuie costurile. Sigur. De aceea s-a și întâmplat evenimentul nefericit să falimenteze, cred că, firma respectivă. Și mai e vorba de încă un drum. Da, mai este vorba despre drumul din dealul Babii la Merișor, fostul drum al poștalioanelor. Deja a devenit celebru, cred, pentru multă lume. Iar are o poveste foarte interesantă. Vreau să vă spun că ne-am bătut un pic pentru drumul ăsta. De ce? Din acești 20 de milioane de lei care spuneam eu, sau 21 de milioane care vor fi alocați pentru drumul în Valea Jiului, trebuia alocați vreo 14 milioane sau 15 milioane pentru Straja. Dar organizându-se licitație, a scăzut prețul aproape la jumătate. Super. Și atunci noi ne-am bătut ca banii ăștia să rămână tot în Valea Jiului. Neavând alt drum județean, pentru că drumul din Pasul Vulcan este în lucru, va fi gata anul viitor probabil, drumul care urcă din Vulcan în Pas. Da, da. Aici avem bănuți pregătiți pentru... Și decât să pierdem banii să meargă în altă parte,
am decis să facem singurul drum județean care este în custodia Consiliului. În afară de cele care leagă orașele de stațiu. Da, păi, da. Exact. Asta este singurul drum care mai avem la dispoziție pentru... Și care pentru telespectatori va face legătura între municipiul Vulcan, pentru cei care doresc să meargă acolo, și comuna Baru. Adică cei care vor vrea să meargă la Deva, nu vor mai trebuie să treacă prin Petroșani. Petroșani, Bănița, merg pur și simplu peste deal. Peste deal. Da. Drum... Nu prezintă un grad de dificultate. Iar nu știu dacă va fi tot mai practicabil, dar... Vor avea un administrator. Drumul respectiv va avea un administrator care va fi tras la răspundere. Va fi un contract de zăpezire. Va fi probabil, Deci lucrurile se vor dezvolta. Bun, dar există și alte drumuri în județul Hunedoara. Și am văzut de multe ori în presă discuții despre drumul care duce la Sarmi Segetuza Regia. Da. Care arată într-un hal sau se prezintă într-un hal fără de hal. Este acel prins. Drum este prins? Este prins. Adică e important să pui în valoare aceste obiective unice. Dar drumul respectiv este prins într-un proiect de dezvoltare pe fonduri europene separat. Deci nu din bani de întreținere de la Consiliul Județean. Uh-huh. Acolo e o gândire foarte complexă. Bun, și, un circuit al cetăților dacice. Din, pentru că eu zic asta este emblema județului Hunedoara în principal, pe lângă stațiunile montane din vale. Emblema este turismul dacic, cetățile dacice. Care nu zic că nici pe departe, nici 5% nu sunt puse în valoare așa cum ar trebui să fie. Bineînțeles. Adică de-abia anul trecut să vină mult mai mulți turiști. De-abia a reușit executivul prin președintele Molos și doi vicepreședinți să întabuleze cetățile dacice, care vreau să spun, nu apăreau niciunde. Consiliul Județean nu l-avea în evidență, cei de la Ministerul Culturii se dădeau de ceasul morții că nu găsesc, că nu știu ce. Că n-au nicio hârtie. Da, și s-au bătut vreo 2 ani de zile până au reușit să-l întabuleze ca să putem accesa, proiectul. În a treia parte, de fapt, a emisiunii, o să vorbim și despre turism, pentru că mi se pare important să coagulăm cumva stațiunile turistice de pe Valea Jiului cu ceea ce va fi disponibil la un moment dat, sper mai ușor, în partea cealaltă a județului. Facem din nou o scurtă pauză și revenim pentru ultima parte a emisiunii. Am revenit în direct. Vorbeam înainte de pauză despre turism, despre cetățile dacice unice, de altfel, în România și nu știu dacă în alte țări există ceva similar. Păi, pentru noi sunt unice, de ce? Bine, că sunt reprezintă emblema noastră națională, nu? Că ei sunt ștampila, ei sunt, nu știu, stindardul nostru. Asta mă încălzesc numai la gândul ăsta că atâția zeci de ani, atâția au fost ținute în paragină și departe de ochiul... Acești ani pe care i-am pierdut, nu ne mai dă nimeni înapoi. Ce absolut. Avem noi datorie acum este că în anii care vor urma, cât se poate de repede să intre într-un circuit turistic real. Adevărat. Adică oamenii să vină, să știe din toată țara și nu numai, că în județul Hunedoara există niște vestigii de peste 2000 de ani și dacă tot merge să le vizităm pe alea, e o zonă montană absolut superbă. Cu... La 100 de kilometri. Da, nici măcar. Da, știi că aici intervin alte chestiuni, intervine bugetul de publicitate, intervin alte lucruri. Păi, eu cred că aceste costuri sunt absolut nesemnificative față de marile proiecte și la care avem nevoie până acolo. Ce-i drept, infrastructura de la Simeria la Petroșani e bună, da. Dar eu nu știu dacă noi suntem pregătiți să vină un mare aflux de turiști, pentru că în zona Devei mai sunt hoteluri. Nicu, noi am discutat că, practic, Dar înspre încoace, așa... Să crești o zonă turistică, ai nevoie de 20 de ani, între 20-30 de ani. Da. Eu nu zic că toți cei 20 de ani care au trecut de la Revoluție încoace s-au fost pierduți. Dar foarte mulți dintre ei s-au dus așa, încet, încet. Hai să zicem 90% și poate suntem optimiști. Și dacă nu suntem atenți, o să treacă și anii următori pe lângă noi. Eu mă bucur că primarul Iacob Riții a avut curaj să ia un credit atât de mare. Pentru ce? Pentru că dacă nu continuă investițiile, pierde toate punctele pe care le-a câștigat din punct de vedere al dezvoltării zonei. Sigur, acum tu ca om de la partidul de guvernare, de guvernământ, să spun așa, unul din partidele de guvernământ, poate n-ar strica să faci puțin lobby ca guvernul României să-și întoarcă pe fața. Pe toate canalele pe care pot să fac, am trimis nu știu câte memorii doamnei Grapini, care sunt... Doamna Grapini să știi
trebuie oricum, nu, că știu că e pasiunea, da. E pasiunea ta. Nu știu ce să mai fac. Mă crezi, Nicu? Deci nu mai știu ce să mai fac, pentru că am impresia că există o imagine preformată despre investiții din Valea Jiului, că nu știu, că cineva a luat bani, i-a băgat în buzunar, dânsa are impresia că aici nu-s 2500, că 1000 de metri, nu știu e exact. E un dărdeluș, cum a spus. Dacă e un dărdeluș. Pentru, lasă-mă o secundă să fac o specificație pentru telespectatori. Invitatul meu în această seară a spus într-o chetă și public, ai spus... Da. Că are o mare atracție pentru doamna Grappini, ministrul turismului, IMM-urilor și nu știu mai ce are acolo, și a cerut pe liniile de partid, pe care cu siguranță orice partid le are, să doamna Grappini să fie remaniată, da? Da, uite, cineva m-a auzit, nu cum am vrut eu, dar cineva m-a auzit și am înțeles că doamna Grappini este pe listele de europarlamentare. Eu sper că este într-un loc eligibil, să-i ajute Dumnezeu să câștige și să plece. Dacă e tot la Partidul Conservator, șansele sunt, deci și conservatorii sunt pe, cumva, frații voștri, dacă îmi permiți să... Verișori, așa, da, gradul 2, știi? Da, de la PNL. Că și ei sunt în alianță cu PSD-ul, nu? Eu știu că sunt cu PNL-ul. Nu, aia a fost declarată caducă, gata. Nu știu. Alianța de, nu știu cum s-a numit. Centru-dreapta. De centru-dreapta, ACD. Da. Aia nu mai a ieșit, păi s-a certat eu îi văd tot, adică... S-a certat domnul Antonescu cu domnul... Eu, încă o dată, să-i ajute Dumnezeu să ajungă europarlamentar și eu sper să vină un om capabil, pentru că chiar dacă nu putem să punem o sintagmă cu un partid, că toți oamenii dintr-un partid sunt de o anumită manieră. Eu cred că oricine ar veni în locul dumneai ar avea o ureche și jumătate a plecat asupra unor doleanțe care să vină foarte insistent, nu numai din partea mea, că nu am eu putere să răspund un car atât de mare. Care declarația cu care a devenit celebră? Nu știu. Când a fost cazul domnul Coman, care a luat mită 3.000 de lei și o sticlă de whisky și care acum zilele trecute a fost condamnat la un an de deputatul de la PC. Da. Deputatul de la PC, care are o figură, aș spune, destul de sugestivă, așa, da? Doamna Grappini, întrebată de ziariști, mai multe chestiuni despre domnul Coman, izbucnit și a spus, dom'le, m-am și culcat cu domnul Coman. Și poate asta vrei să spuneți, ceva de sens. Și evident, cu sintagma aceasta a rămas și toți ziariștii din presa centrală care scriu ceva despre doamna Grappini reamintesc această chestiune. Deci, prietenia ta față de doamna Grappini, să spunem că... Nu știu, eu mi-e pare foarte rău. Că mici efecte, așa. Mi pare extrem de rău că nu a avut urechi ca să ne audă și ochi ca să vadă că aici, într-adevăr, s-a lucrat, s-a muncit. Da, se putea face mai mult, nu știu, poate se putea face și mai ieftin, dar dacă ne uităm că acum 20 de ani erau 50.000 de oameni care lucrau în minerii și azi mai sunt vreo 3.500. Da. Dacă tu îmi spui mie că restul lucrează, toți sunt aici și lucrează, au un loc de muncă, nu îmi închid gura, ies prin geamul ăsta și mă duc acasă. Dar oamenii o duc că nu sunt aici și mai marele paradox, dacă pot să spun așa, este și că și mulți dintre cei care încă sunt aici, în 5 ani nu o să mai fie. Da. Pentru că oamenii aici cât se mai aștepte? Aici este. Aici cât să se mai uite la televizor, la mine și la tine, să zice mâine, poimine, anul viitor și lucrurile se mișcă foarte greu. La emisiunea mea am vorbit pentru prima dată, cred eu, pertinent, despre un fenomen denumit de populare. Nu s-a întâmplat... Sigur, n-a fost o nebunie să nu știu ce să se întâmple, dar aici am vorbit pentru prima dată despre depopularea Văjiului și despre decarbonizarea sistemului energetic. Sunt două chestiuni legate, una de alta, și, cum să spun eu, la fel de importante și de grave. Bineînțeles. Deci, aici, cum să zic, eu sunt cumva cu inima împăcată, da. Pentru că am spus lucrurile astea. Puteam să ne băgăm cu capul sub masa roșie de la Capital TV. Să ne facem că nu vedem. Să ne facem că nu vedem. Dar, până la urmă, nici minciuna sau... Minciuna asta prin omisiune e tot minciună, știi? Și atunci, mai, de ce să nu spunem? Și aici am această împăcare personală că am spus lucrurile astea. Și eu am mai vorbit de câteva ori. N-am ajuns la nivelul de a discuta despre depopulare pentru că o văd totuși un fenomen iminent, dar nu actual. Ea, depopularea s-a produs până în acest moment, la un nivel important. Da, dar încă mai avem oameni care sunt aici. Ea nu se va produce până la zero, să nu cred, sau telespectatorii să înțeleagă acest lucru. Deci nu va fi la zero, să nu mai fie nimeni aici, nu. Da, nu, dar vom pierde cea mai importantă resursă noastră, care e forța de muncă. Și degeaba forța de muncă tânără. Da,
Păi, înainte de asta vreau să spun că depopularea este are ca și precursor o populație descurajată, oameni care nu mai vor să lucreze. Să știi că aici îți arunc din nou mănușa și spun că, din păcate, guvernanții au cea mai mare treabă în acest domeniu. Pentru că speranța și viziunea sau limanul acela, cum spunea Victor Ciorbea cu mulți ani, aproape luminiță. 10 ani, da, acea luminiță la capăt, din păcate nu se mai vede de mult. Da. Și atunci oamenii, cum spui tu, sunt fără speranță, sunt... Da, e un fenomen sociologic. Blazați, exact. Da, este un fenomen, se numește populație descurajată. Și cu siguranță... Nu mai întrebă nicio speranță. Sociologul Valentin Fulger va mai veni la emisiunea mea și vom mai discuta despre lucrurile astea, pentru că nu ascund și, sigur, cei care s-au uitat știu, și cred că și tu te-ai uitat, că ai spus de multe ori că te uiți, va veni aici și vom discuta din nou, când vom considera că e momentul, să vedem cum mai stăm. Pentru că lucrurile, eu zic că băltirea aceasta de la nivel guvernamental și sentimentul acesta că e șefuit, mi s-a întâmplat personal să am acest sentiment că sunt șefuit de statul român. Deci ceea ce mi se pare, cum să spun eu, colosal să și este foarte simplu. Ai sentimentul ăsta atunci când dai mai mult decât primești. Sigur. Când plătești mai mult pentru orice. Sunt aceste taxe aberante, cum e această taxă, timbru verde, da, care mi se pare o batjocură fără margine. Adică, da, reprezintă o încălcare a promisiunilor pe care noi în România și le-a asumat. Nu sunt promisiuni, sunt chestiuni semnate, da, exact. Și asumate. Pe care noi le-am asumat, nu știu când am aderat la Uniunea Europeană. Nu avem voie să taxăm intracomunitar. Și noi taxăm intracomunitar. Deci asta... De asta pierde tot în instanță. Da. Adică statul pierde de fiecare dată în instanță, pardon. Și să pierde, cum să spun eu, și îmi pare rău că Comisia Europeană nu face acea procedură de infringement, să sancționeze statul român la modul cel mai drastic și pe cei care conduc statul român pentru astfel de abateri. Mie mi se pare, cum să spun eu, este o formulă pe care eu mai folosesc, este jignirea inteligenței tuturor românilor care fac un efort să-și cumpere o mașină în România. Da. Deci mi se pare extraordinar. Practic trebuie să faci, dacă ai bănuți mai puțin, ai risc să faci un efort dublu. Adică să plătești mai mult pe taxa de matriculare, decât ai plătit pe mașina ta. Ca să... Și nu știu, sunt convins că cu banii nu se întâmplă nimic. Păi, teoretic ar trebui să se ducă într-un... Practic, în bugetul ai văzut ceva? Undeva? Păi, mai vedem în fiecare zi câte un pic de autostradă, câte un pic de... Nu se face primăvară. Din păcate nu a picuri, știi? N-am văzut o autostradă să lege Petroșaniu de Sibiu. O să spun un secret. Da. Eu cred că nici nu o să vedem. Pentru că Petroșaniul nu apare pe niciun fel de hartă autostrăzilor în România. Niciunde. Niciunde. Și cu asta venim la această sintagmă în care circulă foarte mult cu investitorii. Sigur că toți ne-am dorit să vină investitori, să fie locuri de muncă bine plătite și foarte multe. Dar dacă nu ne leagă nimic. Noi avem, spuneam, avem o problemă cu forța de muncă. Avem o problemă cu accesul. Încă nu avem o problemă cu forța de muncă atât de mare. Cu forța de muncă, să spunem, cu forța de muncă calificată. Da. Pentru că, deși s-au tot făcut proiecte, programe pentru reconversie profesională, eu zic că mai este de lucru în domeniul ăsta. Că încă mai avem nevoie. Și nu e vina dascălor aici, să nu înțeleagă nimeni greșit. Este și dascăl, de altfel. Păi, da, dar el până când ajung la mine, deja nu mai sunt copii, sunt adulți. Eu cred că ei au deja o personalitate formată. Eu cred că ai fi surprins. Îți propun un deal. Și dacă vrei, vin și eu. Și facem împreună la o grupă pe care o ai tu la universitate, pentru telespectatori, dacă nu știu, Adrian David este asistent universitar, deci profesor la Universitatea din Petroșani. Facem un sondaj, să spun așa, între studenții tăi. Să-i întrebăm, câți dintre ei știu ce vor să facă? Știu încotro să se îndrepte? Sunt convinși că în meseria pe care o studiază la Universitatea din Petroșani își vor găsi un job după ce vor termina. Vreau să vezi că lucrurile stau rău. Așa este. Așa este, dar odată ce și-au asumat un anumit specializare, au datoria să ducă lucrurile până la capăt. Sau să se răzgândească și să-și aleagă alte variante. Pe banii lor, pe banii părinților, că deja lucrurile încep să devină costisitoare. Extrem de costisitoare. Învățământul superior
cred eu că încetul cu încetul va deveni foarte scump. Va fi ca în țările occidentale, unde costă educația, costă bani mult. Nu, nu cred că vom ajunge deocamdată sau într-un termen scurt la nivelul ăla, dar eu zic că și o taxă la Petroșani, la universitate, e o taxă de 1.500 de lei, care eu zic că e un efort pentru orice familie. Sigur. Da, sunt patru rate, sunt... Dar... Plus transportul, plus... Da, ai, mă rog, transportul e de contat parțial, dar ai de cumpărat cărți. Eu n-am curaj să fac un referat. Nu știu dacă am făcut vreun referat de când lucrez la universitate de 10 ani, să-l duc șefilor mei să spun, știți, mi-am cumpărat 3 cărți, aș vrea să-mi dați banii pe ele, că e un material didactic. Și eu citindu-le, contractul meu de muncă spune că am dreptul la... N-am dus niciodată, pentru că știu care sunt posibilitățile și nu e numai cazul meu. Și la fel fac și colegii mei. Pe banii noștri puțini care ni-i luăm ca salariu de la universitate, încercăm să creștem calitativ. Pentru că, nu știu dacă poate o să râzi, dar eu cred că și Universitatea din Petroșani este un pol important în dezvoltarea... Nu o să râd, chiar nu o să râd, deși am unele nemulțumiri față de ce se întâmplă la Universitatea din Petroșani și nu atât față de ce se întâmplă, că poate nu sunt eu cel mai în măsură să judec, însă am o oarecare rezervă vis-a-vis de ce face Universitatea din Petroșani în legătură cu comunitatea locală. Adică liantul acesta mi se pare că de multe ori punțile au fost rupte și nu de către reprezentanții administrației locale, ci dinspre universitate. Da, și eu cred că ar trebui să muncim mai mult în sensul ăsta. Știu că de la primarul Tiberia Coriții, de exemplu, că se întâmplă să fiu acolo, știu de multe ori că a fost invitat la diverse acțiuni și a lăsat alte lucruri, poate importante, deoparte și s-a dus acolo. Și a fost prezent și a dat tot concurs să fie acolo. Lucruri care nu întotdeauna au fost și reciproce, să spun așa. Da, și am încercat să aduc chiar de la DEVA reprezentanți, fie pe președinte, fie pe unul dintre cei doi vicepreședinți, pentru că trebuie să fie în temă. Eu am spus, este singura universitate de stat, sigur, mare, o emblemă a județului Hunedoara. Cred că universitatea trebuie să întindă mâna, dacă îmi permiți. Da, bineînțeles. Și atunci lucrurile se întâmplă aici. Dar, sigur, nu neagă nimeni și eu cu atât mai puțin importanța Universității din Petroșani în Valea Jiului, doamne ferește. Adică ar fi... N-ar fi fair play și n-ar fi... Nu se pune problema. Este clar. Trebuie să avem grijă de universitate ca și de orice alt mare proiect pentru dezvoltare durabilă. Să se facă tot. Acum, sigur că puține lucruri pot face oameni din afara universității pentru universitate. Cred că cel mai mult pot face oamenii care sunt acolo și care conduc... Dacă dezvoltă programe educaționale și de cercetare... Noi acum avem o echipă, cel puțin la Facultatea de Științe, unde activez eu, avem o echipă tânără în conducere, majoritatea sunt tineri, și care sunt foarte activi. Eu îi văd, se zbat, organizează simpozioane, sesiuni de comunicare, îi văd și asta se vede în creșterea nivelului studenților noștri și mă obligă și pe mine ca un cadru didactic responsabil, ce cred eu că sunt, să citesc mai mult și să cercetez mai mult, ca să țin pasul cu ei. Bun, și până la urmă eu cred că chestiunea aceasta, apropierea asta de vârstă, faptul că sunteți mulți tineri, cum spuneai, e un avantaj în plus, pentru că comunicați mai direct cu studenții voștri, decât cei care sunt la o vârstă mai avansată, unde implicit există o barieră de comunicare. Nu mai avem acel prag de... Da, dar acum la 30 și de ani, așa, eu cred că lucrurile sunt destul de apropiate, să spun așa. Nu cred că e o problemă mare de comunicare între voi. Eu cred că sunt lucruri de făcut și pe zona aceasta și fiecare chestiune, exact cum vorbeam, cetățile dacice cu importanța lor, stațiunile turistice cu importanța lor și Universitatea din Petroșani cu importanța ei. Bineînțeles. Absolut de acord, da? Mulțumesc pentru discuția din această seară. Vezi că a trecut foarte repede. Da. Timpul n-am mai apucat să vorbim de coduri așa cum ne-am propus. Rămâne pe data viitoare. Stai să vedem că poate mai este timp să mai... Se dea ordonanță. Să mai dau ordonanță pentru a le întârzia sau le modifica. Eu sper să... Orice alegere ar face primul ministru să fie cea corectă. Corect, da. Să fie una bună. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și o noapte bună. Doamnelor și domnilor, vreau să vă citesc pe final câteva titluri din jurnalul VJ-ului de astăzi. Dacă sporul de periculozitate nu este majorat, minerii ar putea ieși din nou în stradă. Cred că este informația săptămânii. Monica Iacobriții, voi declara recurs împotriva sentinței de la mijlocul acestei săptămâni pe care dânsa a primit-o. Distanța și imaginea este editorialul pe care l-am scris. Și mă refer la faptul că în politica de nivel local
lucrurile merg mai bine, însă cum ne depărtăm de aici și ne îndreptăm mai spre București sau responsabilitatea se află la București, lucrurile se diluează foarte mult și imaginea, preocuparea pentru imaginea politicienilor scade foarte tare. Ați văzut aceste lucruri în momentul în care România a fost lovită de zăpezi. Să sperăm că nu se va mai întâmpla asta. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem din nou vinerea viitoare de la 20:30.